Vreau să facem un mic unboxing, mă rog, unboxing, de fapt un mic haul, Shein și Beauty Bay. În primul rând mi-am luat acest plovăraș atât de drăguț. Eu mai am ceva asemănător pe albastru și cu floricele mai mici, doar că acela este gen crop top, acesta este ceva mai lunguț și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Apoi mi-am mai luat aici, opa, un costum de baie într-o culoare de-asta nebună de neon, cu cupe, mi s-a părut super, super drăguț și motivul pentru care am dat, de fapt, comanda sunt acești, nu știu, eu le zic balerini, nu știu dacă iau vreun alt termen, care mi-a părut sără într-o reclamă de pe Shein și de care m-am îndrăgostit datorită acestui detaliu aici, care vine în jurul gleznei, cu o perluță și o biluță metalică și cam așa arată ei. Să știți că nu sunt de calitate rea, cel puțin așa la prima vedere, sunt dintr-o piele întoarsă și eu port 40, am luat în mărimea 40, dar mă cam strâng un pic. Cred că dacă vă place acest model și vreți să-l comandați, v-aș recomanda să size up. Pentru că ei au forma asta așa ascuțită în vârf și ăsta e și motivul pentru care cred că mă strâng un pic. Dar sper eu să se lase totuși. Și de pe Beauty Bay am plasat o comandă special pentru produsele de la Acne Me, pe care le tot recomandă Diana Andronic și am zis că vreau să le încerc și eu. Sunt produse pentru tenul acneic și Diana spunea că pentru tenul ei au făcut minuni. Și am luat în felul următor. Am luat acest gel de curățare, Zit Clean. Apoi am mai luat această soluție de uscare a coșurilor. Și am mai luat și acest ser post, pentru semnele post-acneice. Acum, na, abia aștept să le pun la test, să vedem cum sunt. Am așteptări de la ele, mai ales la cât le-a lăudat Diana. Sper să funcționeze și pentru mine la fel de bine cum a funcționat pentru ea. Și mi-am mai luat un ondulator dintre acestea de gene, pentru că nu mai aveam de foarte mult timp. Aici am mai luat un eyeliner dintre acesta, creion, nu este eyeliner lichid, adică nu este tuș, este un creion pur și simplu negru. Aici am făcut și swaș deja. Bine, așa, doar l-am atins, i-am atins vârful un pic și spun că el este mult mai intens. Este dintre acesta retractabil. Eu am mai avut de la ei, tot din aceeași gamă, doar că pe altă culoare și eram super mulțumită. Și cadou de la ei am primit acest cleanser, care promite că se face de la cremă, o să mă rog, că din cremă devine spumă. Și am mai primit și acest, tot așa, cleanser cu acid salicilic. Eu știu că l-am mai avut pe ăsta și că n-am fost mega, mega încântată de el. Și pe acesta cred că îl am încă în baie, dacă nu mă înșel. Cred că același este. Da, mai am o comandă de venit de pe Notino, dar nu știu sincer dacă vine azi. Să știți că Notino în Marea Britanie se mișcă foarte greu. Adică știu că în România dai comanda și îți vine a doua zi. Ei bine, eu am dat comanda pe 19 și astăzi este 25 și încă nu a venit. Și dacă cumva vi se pare că vorbesc într-un fel anume sau na, să știți că așa cum arăt, exact așa mă și simt. Sunt lovită rău în aripă. Vă spusesem încă din vlogul, ultimul vlog din Turcia, că am captat o mică răceală. Și deși, adică na, inițial a părut o răceală super, super simplă, doar cu nasul înfundat, cu puțin strănut, cu puțină durere în gât. Și pe finalul săptămânii începuse să-mi treacă. Doamne, cum arăt, doamne, 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 cum arăt. Și chiar mă bucuram că începe să-mi treacă. Din păcate pe Adi îl lovise mai tare, cu febră, cu tuse, cu d-astea. Și v-am zis, pe vineri, sâmbătă deja nu mai aveam nimic și chiar ziceam, gata, mi-a trecut, sunt bine. Mamă, și duminică m-a lovit rău de tot. Am început să am urcâială așa în piept. Am început să fac febră, am început să tușesc. Și în momentul în care tușeam, îmi dădea așa cuțite în cap. Asta cu cuțitele în cap la tuse încă se întâmplă. Și luni, adică ieri, m-am trezit rău, dar rău de tot. Cu febră, așa cum ziceam, nu, a fost cumplit ieri. Mă durea tot corpul. Și azi m-am trezit destul de nașpa, adică mai bine ca ieri. Și din fericire tusea a început să se mai rupă. Adică să încep să expectorez. Dar nu, în continuare mă simt cumplit. În continuare tușesc, în continuare mă dore capul. Mama zicea că am răcit la cap. Se prea poate.
Acum, na, doar că a fost așa cu efect întârziat, orică am luat vreun virus, ceva. Mi-am tot făcut vreo 2-3 teste până acum de coronavirus. Nu e coronavirus, e probabil o gripă mai afurisită. Mi-am luat și liber și azi de la muncă, sinceră să fiu, pentru că dimineața când m-am trezit, în continuare mă simțeam lovită tare de tot. În continuare mă simt, adică. Dar partea bună e că n-am mai făcut febră. Și n-am rămas în continuare cu simptomele astea de amețeală, de durere de cap când tușesc, adică nu, au ajuns să mă țin așa de cap în momentul în care mă ia tusea și mă iau niște crize de tuse destul de nasoale. Deci cam asta mie, cum să zic, situația în ultimele zile. Aveam de gând încă de săptămâna trecută să pornesc vlog sau na, să filmez mai mult, să... Dar nu s-a putut, efectiv a fost... Vacanța asta ne-a lovit, adică, na, nu-i vacanța divină, dar după vacanța asta ne-a dat rău. Rău de tot, cu răceală, cu gripă, cu... groaznic. Dacă tot suntem într-un cadru așa super feric, suntem în roată, după cum ați putut da seama, iar acum așteptăm să ne dea jos câte unul. Și de asta am zis, hai totuși să aprind camera. Astăzi este luni, 1 mai și de altfel prima zi după vreo 2 săptămâni în care mă simt cât de cât om. Pentru că după ce am vorbit cu voi săptămâna trecută, mi-a fost un rău. Toată săptămâna mi-a fost extrem de rău. Am avut o gripă foarte nasoală, cu febră, am avut febră vreo 4-5 zile la rând, cu... nu, deci a fost cumplit, cumplit. Și astăzi, dacă tot, mă simt mai ok, am zis hai să ieșim un pic. Și încă nu sunt refăcută 100%, mă simt destul de slăbită și am niște amețele așa. Bine, nu sunt la fel de rele cum au fost zilele trecute. Azi v-am zis, chiar mă simt bine, comparativ cu ce s-a întâmplat în restul săptămânii, nu, azi e parfum. Și am venit în Stratford upon Avon, care este de altfel și orașul natal al lui William Shakespeare. Și am avut surpriza plăcută să vedem că este și un street food festival, ceva destul de micuț, dar destul cât să ne luăm prânzul. Am lângă mine aici și niște cannoli într-o punguță, dar mi-am luat pentru acasă. Și o să ne mai învârtim pe aici, nu știu, poate mai luăm ceva de băut. Habar n-am. Oricum, cam asta am vrut să vă comunic. Și văd că mai avem puțin și o să ne dea și pe noi jos. Aproape ajungem jos la bază. Bancă să mănânc până la urmă un cannoli. Pap și tu? Eu nu cred că nu pe deasupra. Ia uitați ce bine arată. Hai să luăm.
Ia uitați. Am ajuns acasă și noi, într-un final. Este ora 6 și 6 minute. Cățelul vecinilor se pare că a luat un pic razna. Da, am ajuns acasă și mă uit că mă ustră buzele. Nu știu, cred că se și vede că sunt destul de avariate. Au fost extrem de uscate zilele astea cât am bolit. Și colac peste pupăză mi s-a terminat și masca de buze de la Laneige, fix în perioada asta. Am vrut să comand de pe Amazon din nou un alt borcanel, dar nu era nimic pe stoc și pentru că nici am observat eu pe Amazon când sunt, când nu sunt, apar așa la o perioadă și am zis ok, în cazul ăsta atunci o să comand de pe alt site, am comandat de pe Beauty Bay, doar că nu înțeleg de ce s-au mișcat atât de greu, a durat vreo 3 zile să trimită comanda din depozitul lor și în timpul ăsta eu am... luat ca măsură de urgență o altă mască de asta de buze, tot așa overnight, de la Burt's Bees, care nu se compară, nu se compară cu cea de la Laneige, adică dacă vrei să faci ceva bun pentru buzele tale, cumpără masca de la Laneige. Știu că este un produs mai scumpicel, dar pe bune, nu e doar marketingul de el sau nu e doar lauda din stânga și în dreapta asupra acestui produs, ci este pe merit. Este cel mai bun produs de buze pe care eu l-am încercat și se simte când l-am avut perioada asta, abia aștept să ajungă, s-ar putea mâine să ajungă, nici nu știu când, dar abia aștept pentru că buzele mele se simt atât de nașpa și mă ustură, mă dor, cu orice m-aș da, nu, din păcate nu trece, decât cu Laneige. O să mai stăm și noi un pic, Adi ar vrea să facă un mic grătrel, să nu simțim că a trecut 1 mai pe lângă noi și nu am făcut grătar, cum face toată lumea. Oricum, cred că v-ați dat seama că și noi avem liber azi. A fost așa o coincidență cu 1 mai, pentru că, în general, aici este un bank holiday, adică o sărbătoare de asta națională la început de mai, dar, în general, se ia după cum pică primul weekend, nu este o dată fixă. Și uite că de data asta a picat cu 1 mai. Și săptămâna viitoare avem bank holiday, că este încoronarea prințului Charles. Și o să mai fie încă una pe la sfârșitul lunii sau ceva de genul. Noi oricum ne-am luat vacanță atunci pentru că o să fie și ziua lui Adi și vedem, poate plecăm pe undeva, nu știm. Dar, Doamne, cât de bine e să te simți bine, nu pot să vă explic. Deci, au fost 2 săptămâni de coșmar pentru mine, mai ales săptămâna care tocmai ce a trecut. A fost... chiar la un dat Adi era la un pas să cheme ambulanța, să cheme salvarea, pentru că atât de rău mă simțeam. Făcusem febră foarte mare, nu-mi scădea cu nimic, nu... Da, a fost nașpa, rău de tot și mi-a dat cu mai multe simptome, adică, na, pe lângă tuse și astea clasice de gripă, nu știu, mai fost și pe partea de tranzit și... Nu, deci a fost... A fost complet și mi-am făcut teste de COVID, nu e COVID, mi-am făcut de vreo 3 ori test. A fost pur și simplu o gripă mult mai intensă și mai nasoală, pe care probabil am luat-o de pe avion sau din vacanță, de cine știe de unde, dar a fost groaznic. Acum, cât de cât mi-am mai revenit, adică chiar sunt bine, v-am zis azi, că a fost prima zi în care am putut să ies din casă și să pot să-mi mișc capul fără să am amețeli sau lucruri de genul. Și mă bucur că sunt spre reveneală. În continuare sunt pe tratament, o să mai stau pe tratament câteva zile să fiu sigură că e totul în regulă. Și mai am așa o tuse care mă seacă, dar e normal. O să treacă și asta. Și acum stăm afară un pic la aer. Nu că n-am fost afară până acum, dar după 2 săptămâni aproape pline de stat în casă, aș sta numai afară. Da, și cam asta a fost ziua noastră de 1 mai. Noi am luat cina pe terasă. De mult îmi doream să vină vremea ca să putem să mâncăm și noi afară. Dar curând o să intrăm în casă pentru că deja se lasă rece și cred că tot aici o să încheie și vlogul, chiar dacă am impresia că a ieșit așa un pic mai scurtuț. Dar am vrut așa să vă dau un mini life update, să vă povestesc ce a mai fost cu mine zilele astea, că nici duminică n-am reușit să postez
nimic, aveam de gând să filmez clipul cu ce-am primit de ziua mea, dar o să-l filmez săptămâna asta și o să-l postez, dar na, asta e, se mai întâmplă și lucruri de genul. Eu vă mulțumesc tare, tare mult că mi-ați fost alături și de această dată și ne revedem cât de curând cu un nou video. Pa, pa!